Astăzi generăm în împlinește 166 de ani de la înființare. Având în vedere această sărbătoare, am considerat oportun de a intra în contact într-un mod mai lejer cu cetățenii și cu populația județului. Mai mult decât atât, ca urmare a acestei sărbători, noi am considerat oportun să organizăm un nou exercițiu demonstrativ cu cadrele grupei de acțiuni speciale din cadrul tașentului mobil. În acest exercițiu se vor desfășura activități privind autoapărarea personalului, exerciții de pregătire fizică și psihică, exerciții de intervenție a câinilor de serviciu din cadrul grupei de conductori câini serviciu și un exercițiu privind extragerea unor persoane care au comis infracțiuni într-un autovehicul. Cu ocazia acestui eveniment, sucevenii au putut să pună mâna pe armele din dotarea jandarmeriei, să se fotografieze cu ele, dar și să urce în mașinile jandarmilor. De asemenea, celor prezenți li s-au dat detalii despre armă sau echipament în parte. Ce prezentați, ne puteți spune? Vesta antiglonț și casca antiglonț. Are o placă ceramică în față și în spate, are în jur de 12 kg pentru armamentul ușor, 7.62, nu trece glonțul prin el, nici la cască la fel. Iar vizitatorii se pot fotografia? Da. Pot să facă poze, se uite, întreabă. Un BBU, varianta scurtă, cuțeava scurtă a pistolului mitraliere, Kalashnikov-ul, cel mai cunoscut, și un aruncător de grenade care se montează pe pistolul mitraliere, pe BBU. Iar cei care vin pot să le atingă? Pot să le ating, le explic caracteristicile tehnico-tactice, pot să fac o fotografie dacă vor. Avem câteva arme din dotarea trupelor de jandarmi. Vă putem prezenta, ăsta este un pistol, o armă lansator calibru 38 de mm, este folosită de către trupele noastre pentru aruncarea gazelor iritan lacrimogene. Deci, practic, principiul ei este introdus un cartuș iritan lacrimogen în ea, închisă, se armează, după aia într-un plan de, eu știu, într-un unghi de 45 de grade. Noi o folosim la restabilirea ordinii publice după ce toate, eu știu, măsurile legale și toate somațiile legale, cei în cauză nu se supun, atunci noi, conform legii, avem dreptul să folosim și armamentul din dotare. Atât cei mici, cât și cei mari au rămas impresionați de demonstrațiile jandarmilor, care au simulat lupte corp la corp sau prinderi de infractori. Această persoană va avea o cădere în coardă, câțiva metri, se va panica. Fiind panicat, nu mai are curajul să continue traseul. Deși prietenul de sus încearcă să-l convingă să continue, observați, el a rămas acolo, nu știm dacă e rănit sau nu, nu ne jucăm cu așa ceva. Observați, l-a preluat pe coarda asta, coarda turistului este liberă, și vine pe zonă.
Terorismul sare. Eu. La liber. Reclamă ce am văzut ați asta. Femele niciodată nu va lăsa adversarul, el va lăsa doar la comanda stăpânului. Gat!